Vă salut! Astăzi o să vă prezint 10 idei de afaceri pe care să le implementați în mediul rural. Cu siguranță, una dintre ele vi se va potrivi. Vizionare plăcută! Ideea cu numărul 1. Baltă de pește. Dacă dispuneți de un teren sau dacă aveți posibilitatea să cumpărați sau să concesionați unul, balta cu pește este o opțiune bună pentru afacere în mediul rural. Vă faceți o întreprindere individuală cu codurile caene aferente pescuitului și turismului, trebuie să obțineți aprobări de la primărie și de la apele române, apoi vă puteți apuca de excavat cu un excavator închiriat. Eu recomand să faceți mai multe lacuri mici artificiale decât să faceți doar unul mare. Astfel, puteți separa speciile de pești. Găsiți pe OLX un furnizor pentru puiet și pentru pești ajuns la maturitate, de preferat crab și caras, după care vă populați bălțile excavate. Vă imaginați cum arată? 2, 3, 4 bălți cu stălci în jurul lor și cu iarba tunsă? Nu vor veni pescarii profesioniști la dumneavoastră în prima fază, dar dacă arată bine, vor veni amatorii care vor să se relaxeze cu prietenii și cu familia. Și dacă tot au venit, puteți să vă imaginați în continuare 5-6 cățuțe de lemn pentru cazare, o terasă, locuri de grătar, un mic magazin în care să puteți vinde accesorii de pescuit, momeală, băutură, snack-uri, pește proaspăt pentru pescarii care nu au avut noroc să prindă, suveniruri și cele necesare turiștilor. Cu o reclamă bună pe teren, în social media și pe Booking, această afacere de baltă pentru pește combinată cu turism va avea succes cu siguranță. Și nu trebuie să faceți toată investiția deodată. Prima dată faceți bălțile și percepeți o taxă de 100 de lei pe zi de pescar sau de undiță. După care, turismul și comerțul vor fi o investiție făcută din ce ați câștigat cu balta. Investiția în această afacere depinde de cât de mult doriți să vă extindeți. Însă investiția inițială pentru pornire nu trebuie să fie prea mare și nu depășește 5.000 de euro. 2. Cultivați plante aromatice. Mentă, busuioc, leuștean, pătrunjel, cimbru. Sunt câteva dintre plantele aromatice care se pot cultiva cu succes în solul din țara noastră. Avantajul imens în a cultiva așa ceva îl reprezintă faptul că nu este nevoie de hectare de teren pentru a satisface cerințele pieței. E nevoie de câteva sere sau solari încălzite, ca să nu depindeți de vremea de afară. Și din momentul în care ai plantat prima sămânță, durează maxim 2 săptămâni pentru a începe să vinzi. Dar mare atenție la aspectul vânzare. Nici piețele și aprozarele nu sunt un loc de desfacere de lepădat. Dar eu recomand această afacere pentru desfacere în mediul online. Trebuie să faceți un site și pagini de prezentare și de vânzare în social media. Trebuie să țintiți desfacerea în gro și să vindeți în primul rând altor firme, nu persoanelor fizice. Trebuie să țintiți în a avea clienți, restaurante, pensiuni și supermarketuri care vă pot oferi pe lângă bani, contracte pe termen lung, predictibilitate și constanță în vânzări. 3. Vindeți antichități și artă populară. Cunoașteți-vă satul și cunoașteți și satele vecine satului vostru. Cunoașteți oamenii care nu mai au nevoie de obiectele vechi din casele lor. Și dați-le un preț corect pentru ele, luând în calcul că dumneavoastră trebuie să câștigați de revânzarea obiectului. Căutați covoare tradiționale. Costă în jur de 700 de lei metrul, dar cu ușurință poate ajunge metrul pătrat și la 2000 de lei dacă este lucrat frumos și dacă are o vechime de peste 50 de ani. Dacă vrei să vinzi covorul cu 1000 de lei, oferă 500 de lei persoanei care nu mai are nevoie de el și o ajută mai mult bani decât amintirea. Căutați mobilier lucrat manual din lemn masiv, dulapuri, nopchiere, mese, scaune. Sunt la mare căutare pe piața antichităților. Căutați scule și ustensile vechi, care de asemenea pot fi utile pasionaților de obiecte populare. Căutați artă, tablouri, ceramică și orice vă veți forma ochiul după ce căpătați experiență. Vindeți online pe propriul site.
în social media și pe OLX, dar recomand de asemenea să creați un magazin fizic de antichități în satul de Baștina, un magazin pe care să vi-l imaginați ca pe ambasada locului, care să respecte arhitectura locală și care să întrunească tot specificul local combinat cu obiectele și arta reprezentativă pentru zonă. 4. Sucuri naturale obținute cu o instalație mobilă. Aceasta este o afacere care necesită mult timp și o investiție serioasă. Cunosc multe despre ea pentru că și eu am cochetat mult cu această idee, dar în final nu am fost dispus să investesc atât de mult. Ideea principală este următoarea. Unitatea mobilă de procesare fructe se instalează în sate câteva zile, până procesați toate fructele pe care locuitorii de acolo sunt dispuși să le transforme în suc natural pasteurizat. O unitate mobilă este un camion dotat cu presă pentru fructe, instalație de spălare și de pasteurizare a fructelor, care are nevoie de o legătură la curent de 220 și de apă să reîncărcați rezervorul de aproximativ 1000 de litri. Apa utilizată se poate deversa în canalizare sau în șanțuri, dar pentru acest lucru aveți nevoie de autorizație de la primărie. Pe scurt, această afacere funcționează așa. Aveți 3-4 luni de zile pe an în care trebuie să lucrați, atunci când se coc fructele de sezon. Vă anunțați prezența de 3-4 zile în câte un sat, iar în cele 3-4 zile vă programați locuitorii să aducă fructele. Puteți prelucra 300-400 de kilograme de fructe pe oră, din care rezultă 150-200 de litri de suc, adică 150-200 de euro. Omul va avea avantajul că sucul obținut pe care va plăti 1 euro sau 5 lei pe litru va fi din fructele proprii. Va fi un suc natural pasteurizat care rezistă depozitat 5-6 luni de zile la o temperatură corectă. În jur de 40.000 de euro costă un camion nou, echipat cu toate utilajele, dar cu o investiție de 15.000-20.000 de euro puteți realiza linia de procesare din bucăți la mâna a doua. 5. Servicii pentru bătrâni la domiciliu. În mediul rural, populația este tot mai îmbătrânită și sunt tot mai mulți bătrâni care au nevoie de ajutor. Poate sunt bolnavi, poate nu se pot deplasa, poate nu pot ridica, poate copiile sunt plecați în altă țară. Puteți veni în întâmpinarea nevoilor acestora cu o firmă care să le asigure anumite servicii, cum ar fi cumpărături, gătit, treburi gospodărești, administrare de medicamente, curățenie, deplasări, supraveghere și multe alte servicii. În funcție de cererea de servicii, vă adaptați și numărul și tipul de angajați. Avantajul imens este că această categorie de servicii nu necesită investiții și dacă vă uitați oriunde în jur, cererea este imensă. Trebuie doar să găsiți personalul potrivit și să vă faceți cunoscute serviciile în zona în care activați. 6. Atelier de tâmplărie. Pentru că locuiți la casă, cu siguranță dispuneți de o magazie pe care o puteți transforma în atelier de tâmplărie. În funcție de pregătire, experiență și specializare, aveți la dispoziție următoarele opțiuni de idei de afaceri, în care este implicat un atelier de tâmplărie. Producere de rame pentru ferestre și tocuri pentru uși, producere de uși simple sau sculptate, recondiționare și refacere mobilier, producere de mobilier pentru casă și grădină, producere de balustrade și trepte din lemn, producere de obiecte de decor sculptate și unicate. Avantajul pentru că locuiți în mediul rural este că vă scad costurile cu materia primă și costul de transport al acesteia. Investiția este relativ mică având în vedere că folosiți un spațiu propriu și că pentru început puteți lucra doar dumneavoastră. Cu câteva scule de mână și un banc de lucru, vă puteți apuca de producție și de vânzare. 7. Centru de colectare pentru ciuperci și fructe de pădure. Această afacere se poate dezvolta mai ales în zonele de deal și de munte, pe lângă pădurile de foioase sau conifere, dar nu numai. Activitatea este una sezonieră, aproximativ 5 luni pe an pentru ciuperci și 4 luni pentru fructele de pădure. Dumneavoastră, ca și centru de colectare, trebuie să achiziționați ciupercile și fructele de la localnici și să le depozitați și să le transportați fără a le altera sau deteriora.
Achiziționați fructele cu un preț corect pentru a le vinde altor centre de prelucrare pentru industria alimentară sau farmaceutică. Există un echilibru în această afacere. Atunci când clima este favorabilă și ciupercile sau fructele sunt din abundență, prețul este mic și cantitatea este mare, iar când cantitatea este mică, prețul cu care le vindeți este mare. Nu ieșiți niciodată în pierdere, iar desfacerea vă asigurați dând doar câteva telefoane la centre de prelucrare pe care le găsiți oricând pe internet. În funcție de prețul cu care vi le achiziționează aceștia, stabiliți și dumneavoastră prețul cu care le achiziționați zilnic de la localnici. 8. Ferma de măgărițe. Laptele de măgăriță este cel mai scump lapte de pe piață. Laptele de măgăriță este un supliment alimentar foarte apreciat și căutat tocmai pentru că astfel de ferme sunt extrem de rare în lumea întreagă. Produsul se vinde cu 100 de lei litrul și are 96% din caracteristicile celui matern, fiind recomandat astfel îndeosebi copiilor. Laptele de măgăriță este cel mai apropiat de cel matern, fiind tratamentul 100% natural pentru o multitudine de afecțiuni. Laptele de măgăriță este bun pentru afecțiuni respiratorii și digestive, reglând foarte bine tranzitul intestinal. În compoziția sa se găsește foarte mult calciu și conține tot complexul de vitamine din categoria B. Laptele de măgăriță conține de 46 de ori mai multă vitamina C decât laptele de vacă, de 4 ori mai mult fier și de 4 ori mai puțină grăsime. Dacă dați o căutare pe OLX, observați că o măgăriță poate fi cumpărată cu 1500-2000 de lei. O măgăriță va da între 300 de mililitri de lapte și 1 litru de lapte pe zi, adică produce între 30 și 100 de lei zilnic, în medie 65 de lei. Deci 10 măgărițe produc în jur de 650 de lei. Aveți nevoie de un grajd, de o îngrădire în jurul acestuia și de hrană. Desfacerea va fi ușoară, pentru că acest lapte este extrem de căutat. 9. Ferma de porci Mangalița. Dacă în anii 1950-1960 efectivul de porci din rasa Mangalița depășea 1 milion de capete, în prezent ar fi de numai 30.000 de exemplare la nivel național. Însă numărul lor este în creștere, în condițiile în care tot mai mulți români au aflat de avantajele cărnii acestei rase, supranumite și porcul somon sau măslina pe patru picioare. Este o afacere care își reintră în drepturi pe măsură ce românii înțeleg faptul că slănina, cel mai căutat produs din porcul de Mangalița, are colesterol pozitiv. Ea conține până la 70% acizi grași nesaturați, care se găsesc și în uleiul de măsline sau grăsimea de pește somon. În prezent, o fermă de porci din rasa Mangalița poate fi rentabilă dacă are un rulaj anual de 150-200 de capete, fără activitatea de procesare. Prețul unui purcel de 8-10 săptămâni este de 200-250 de lei. Rasa de Mangalița are o perioadă de creștere de 2 ani, greutate optimă pentru valorificare fiind de 115-120 kg. Atunci procentul de grăsime este de 50%. Prețul cărnii de porc de Mangalița pornește de la 20 de lei pe kilogram. În afara achiziției purceilor, la investiția inițială se adaugă costurile cu amenajarea adăpostului și a curții. 10. Fabrică de săpunuri naturale. Afacerile cu săpunuri naturale sau săpunuri de casă pot fi destul de profitabile, având în vedere faptul că aceste produse au căutare. Fabricarea săpunurilor nu necesită costuri mari, întrucât materiile prime sunt relativ ieftine. Pentru înființarea unei asemenea fabrici este nevoie de ustensile, forme de turnat, ambalaje și cel mai important ingrediente, precum uleiuri, argile, unturi vegetale în cazul săpunurilor naturale și sodă, ulei vegetal și apă distilată în cazul celor de casă, la care se mai pot adăuga ingrediente secundare ca tărâțele, fulgii de ovăz sau florile uscate. Desfacerea vă puteți asigura prin propriul site, social media sau contractând magazine și supermarketuri cărora să le vindeți produsul angro. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să vă abonați. Pe data viitoare!